Cu prilejul anului centenar, orașul Cehu-Silvaniei marchează această sărbătoare printr-o lansare de carte care vorbește despre participarea locuitorilor din zona Cehu-Silvaniei la Marele Război și la realizarea Marii Uniri. Evenimentul e programat să aibă loc joi, 22 noiembrie. Cu prilejul anului centenar, orașul Cehu-Silvaniei marchează această sărbătoare printr-o lansare de carte ce vorbește despre participarea locuitorilor din plasa Cehu-Silvaniei la Marele Război și la realizarea Marii Uniri, un eveniment ce este programat să aibă loc spre finalul acestei săptămâni, mai exact joi 22 noiembrie, începând cu ora 13, în sala Amfiteatru al Liceului Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din Cehu-Silvaniei. Invitații speciale a evenimentului sunt doctorul în istorie Ioan Ciocean, Daniel Hoblea, referent la Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj, și Fălăuș Gheorghe, nepotul lui Fălăuș Vasile, delegat ales și participant la Marea Unire Națională de la Alba Iulia. Evenimentul este organizat de Primăria Cehu-Silvaniei, Grupul de Lucru Centenar, Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din Cehu-Silvaniei și Clubul Copiilor Cehu-Silvaniei. Această carte a fost tipărită cu sprijinul financiar al Primăriei Orașului Cehu-Silvaniei și al Centrului de Cultură